cântă cu cubatăr vină de răsună Bucovina. Cântă cu cubatăr vină de răsună Bucovina. Cântă cu cuntrun brădus de răsună în Cernăuz. Fiecare relație există diferite probleme. Indiferent de cât de bună e relația, cât de mult a durat relația sau cât de bine se înțeleg partenerii unul cu celălalt. Am avut o mică tradiție de-a lungul anilor. Eu cel puțin pe Instagram puneam o dată pe an, de 1 decembrie, o poză și scriam România te iubesc. Dar poza respectivă era împărțită în jumătate. Jumătate poza era color, jumătate poza era al negru. Ca în orice relații pe care le avem, există diferite certuri, diferite neînțelegeri. Ideea este cum trece peste problemele respective. Cum putem să iubim până la final. Chiar avem o țară frumoasă și dacă nu ați apucat să o vedeți, vă îndemn chiar să o vedeți, pentru că este superbă. Ăsta e Mindful, sunt Andrei și mă bucur foarte mult că prin intermediul canalului am o voce. Ca tânăr în țara asta vreau să am un parcurs cât mai frumos posibil, dar sunt conștient că sunt unul dintre persoanele norocoase care a putut să ajungă până aici. Pentru că sunt mulți alți oameni care nu pot să facă asta sau poate pur și simplu nu au avut norocul. Sunt foarte recunoscător și oricine privește acest videoclip ar trebui să fie foarte recunoscător pentru tot ceea ce are. Dunăre, Dunăre, nu fără pulbere, ci fără zăgaz, inima-mi secaș, inima-mi secaș, inima-mi secaș. Constantin, n-al ca un paltin, Băriți Constantin, n-al ca un paltin. Hei! Eu l-am văzut și l-am cunoscut, fețișoara lui, spuma laptelui, mustăcioara lui, spicul grâului, ochișorii lui, două mure negre întinse pe pământ, neatinse de vânt. Cu toate acestea există momente din istorie în care trebuie să ne aducem aminte prin ce am trecut ca să putem să învățăm. O relație se construiește greu, dar e posibil. Au existat multe lucruri pe parcursul anilor ăștia. Eu sunt de puțin timp pe planeta asta, dar sunt convins că au mai fost multe alte lucruri la care nu am fost prezent sau afectat în mod direct. De asta spuneam că sunt una dintre persoanele norocoase, ca mulți ceilalți. Câteodată am impresia că timpul stă în loc, că lumea stă în loc, că noi stăm în loc, că totul stă în loc, că parcă ceva nu se mișcă. Sincer, chiar sper că e doar o iluzie. Ca într-o relație cu cineva, trebuie să ne ducem aminte de ce a fost greșit în relația respectivă, ca să nu mai repetăm din nou greșelile. Din păcate, astfel de lucruri se cam uită, pentru că memoria colectivă nu durează prea mult.
născut pe planeta asta și în țara asta de 22 de ani. Sunt născut în 1998 în România. La unele lucruri am fost prezent, la unele lucruri nu am fost prezent. Ideea e că am încercat să învăț din trecut. Am încercat să învăț din trecut, din trecutul meu, al celorlalți, al tuturor oamenilor, ca să-mi fie mie bine în prezent. Ca ulterior în viitor să fiu și mai bine. Și asta vă urez și vouă astăzi. Cu toate câte s-au întâmplat, ar trebui să realizăm că sunt foarte multe momente în viață și oportunități pe care ar trebui să le facem. Din categoria psihologie, dacă ești supărat, ar fi bine să vorbești. Nu ajută cu deloc atunci când nu-ți arăți sentimentele, așa că încearcă să fii mai deschis cu tine. Cum am spus pe canalul ăsta de foarte multe ori și în foarte multe videoclipuri, alegerea e la tine. Dacă vrei să faci ceva, să știi că poți să faci asta. Orice ar fi. Ideea e dacă vrei. Da, din câte puteți observa, port o bucată de folclor românesc, dacă pot să spun așa. Și eu chiar iubesc folclorul. Iar prin mișcarea folclorului oxigen pentru un popor azmatic, sincer, am aflat-o de la Subcarpați. Îmi plac tradițiile și încerc să le practic cât de mult pot, însă cu toate astea nu se întâmplă chiar de fiecare dată. Dar atunci cel puțin când am ocazia, o fac cu cea mai mare plăcere. E o zi frumoasă, cu toate că e pandemie globală. E o zi frumoasă, cel puțin la mine e soare, ar trebui să ne bucurăm pentru că e ziua noastră. Iar eu cred cel puțin că anul ăsta avem de orice mică bucurie de care putem să ne bucurăm. Nu uita că încă oamenii sunt frumoși și de ce nu spune și tu la mulți ani cuiva drag. Ăsta a fost Mindful, eu sunt Andrei și să ai un din decembrie frumos. La mulți ani! România, te iubesc! Deja de urâtul se negrește pământul, bă. Deja de dragostea se înverzește pașiștea. Deja de urâtul se negrește pământul, bă. Deja de dragostea se înverzește pașiștea.